Yeah. You can stand at the open. I will. Cross this guy. Stay behind that.
Care ești în ceruri, în numele lui Iisus Hristos și în acest loc, noi ne închinăm înaintea Ta și îți înălțăm numele Sfânt. Mulțumim că ai fost cu noi până aici, Doamne, și cerem ca binecuvântarea Ta, Dumnezeule, să fie revărsată prin Duhul Sfânt și în această lucrare care ne stă înainte aici să o facem. În mod special Te rugăm să binecuvinți familia îndoliată. Lasă ca Duhul Sfânt să-și facă lucrare de mângâietor, să mângâie Dumnezeul nostru și pacea care întrece orice pricepere să fie, Doamne, în această familie. Mulțumim pentru sora noastră pe care ne-ai lăsat-o pentru un timp, să fie, Doamne, un exemplu pentru gloria Ta. Te rugăm acum, în continuare, de asemenea, binecuvintează cuvântul ce va fi vestit, Doamne, și pune la inimile noastre, ca să ajungă să aducă un rod pentru slava Ta. Dacă sunt aici persoane care încă nu Te-au cunoscut ca Domn și Împărat, Te rog prin Duhul Sfânt străpunge inimile și să pună cuvântul Tău la inimă să se întoarcă cu fața către Tine. Binecuvintează închinarea noastră și numele Tău să fie proslăvit în toate. În numele lui Iisus Te rugăm. Amin. Amin. Fratele Sandru, când invitați, va avea un cuvânt de mângâiere pentru noi. Îndoliate familii, primat adunare de doliu, frații lor. Suntem în această zi aici și nu încă avem îndoială că toți suntem conștienți de locul și ocazia cu care am venit. Primul gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este legat de faptul că moartea nu mai este un așezământ permanent. Odată cu învierea Mântuitorului Iisus, moartea a fost biruită și este o chestiune de timp până când va fi extirpată din Universul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când cineva credincios trece la Domnul, adică moare de moarte fizică, noi nu disperăm, și știm că omul acela merge într-un loc mai bun. Merge la Domnul Iisus Hristos, așa cum spunea Pavel, dacă trec din viața aceasta, mă duc la Domnul și va fi sau este cu mult mai bine. Apoi un alt gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este legat de textul care l-a citit fratele Aurel,
un text care este reluat și în 1 Corinteni 15 și care se referă la ceea ce teologii spun că va fi venirea secretă a Mântuitorului Iisus pentru a-și răpi biserica sa. Eveniment care este în viitor și pe care îl așteptăm cu credința, cu nădejdea și cu certitudinea că dacă l-am slujit cu adevărat pe Hristos, vom auzi glasul Arhanghelului și sunetul trâmbiței care va suna atunci și va lua biserica. Ei bine, trăind sau înțelegând aceste lucruri, ar trebui să fim plini de mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a făcut harul acesta. Niciodată, niciodată nu s-ar fi născut ideea de mântuire în mintea noastră. Niciodată n-am fi fost în stare să pricepem valoarea mântuirii și sensul sau semnificația jertfei Mântuitorului Iisus. Dumnezeu însă spune Scriptura, atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Împărăția lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a promis-o și pe care o vom avea cu certitudine dacă răbdăm până la capăt, dacă credem până la capăt și rămânem în ascultare de Dumnezeu, nu e mâncare și băutură cum cred unii, ci este o împărăție a păcii, a libertății, a bucuriei și, în mod special, o împărăție a dreptății. Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel. Ei bine, în fața acestor tablouri, sumar, zugrăvit, e adevărat, noi trebuie să luăm o decizie. Vom rămânea în țărâna noastră, în limitele noastre umane, încercând să înfrumusețăm țărâna și lumea în care trăim, sau ne vom ancora în promisiunile lui Hristos, în viața lui Hristos, în jertfa lui Hristos și în promisiunile Lui. Una din promisiunile Lui se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 1 la 3, citesc din memorie. Dacă se desface casa aceasta pământească, adică dacă murim fizic, avem în cer o altă casă, o altă construcție, avem ceva veșnic, avem ceva pe care Dumnezeu ne-a pregătit. Mă aduc aminte, am citit o carte despre Moody, renumitul evanghelist, care a trăit la Chicago, și el, când se apropia ziua, simțea, slăbea din zi în zi, era în condiția aceea în care își vedea oarecum sfârșitul aproape. El a strâns pe cei care erau apropiați și le-a zis, în puțin timp va mai trece și ziarele din Chicago, din America și de aiurea vor spune că Moody a murit. Dar voi să nu credeți o boabă din aceasta, pentru că nu va fi adevărat. Atunci când lumea va zice că Moody a murit, el va fi mai viu ca niciodată. Ca atare, ce fac morții în Hristos după ce își depun sau este depus trupul în țărână, sufletul a plecat deja înainte, ceva, ei stau înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca și frații lor, ca și cei care încă sunt pe pământ, să ajungă acolo și la vremea respectivă, când Domnul Hristos va veni să-și ia biserica, spune Pavel, noi care vom fi în viață, în eventualitatea că vom fi în viață, nu vom lua înainte celor adormiți, ci prima dată vor învia cei morți în Hristos. Sigur, vis-a-vis de subiectul învierii, sunt oameni care n-ar vrea să învieze niciodată. Oameni care cred că moartea este o ascunzătoare suficient de sigură ca să rămână acolo pentru eternitate. Dar nu este așa. Vor învia întâi cei morți în Hristos, dar la rândul cetelor vor învia toți oamenii. De aceea, în această zi, în fața unei gropi deschise, peste puține momente vom coborâ sau se va coborâ sicriul în groapă
și vor rămâne amintirile pentru cei dragi, evenimentele de familie, trăirile personale, căldura, părtășia, voioșia, disponibilitatea de a sluji și multe alte lucruri care atunci când îl crezi pe Dumnezeu și când stai la dispoziția Lui, le trăiești și apoi cei care rămân nu le uită niciodată. Sunt sigur că aveți amintiri și amintirile acestea nu se vor șterge. Vis-a-vis de Atalia, vis-a-vis de părtășiile voastre, de alergările voastre, de jocurile din copilărie care vă vor aduce aminte de ea. Dar ea, să știți, nu suferă acum, ea este într-un loc mai bun, incomparabil mai bun decât putem noi gândi. Ea este la Domnul pe care l-a iubit, la Domnul pe care l-a căutat, l-a trăit și, bineînțeles, a ajuns la El. Sigur, îmi place să spun, deși nu o folosesc foarte des expresia, ea n-a murit, dar a plecat înaintea noastră. Și oarecum ar trebui să fim geloși, ca să nu să imităm, ci să-L urmăm pe Hristos cu adevărat, ca să fim siguri de locul, de harul pe care Dumnezeu ne l-a dat, să fim într-o zi și noi în Împărăția Lui Dumnezeu. Altfel am trăit degeaba. Dacă nu ne silim sau dacă ducem o viață duplicitară, atunci viața noastră se va sfârși în gol, în pedeapsă, în rușine, în dispreț. Și am trăit degeaba. Apostolul Pavel, care a fost chemat să fie apostolul neamurilor, el a spus despre o biserică: mă tem să nu fi alergat degeaba. Adică, după ce ați primit Evanghelia, după ce ați primit cunoașterea de Dumnezeu, după ce ați primit, în cazul galatenilor, și Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, voi ați început să dați înapoi, ați plecat de pe calea Duhului și vreți să o sfârșiți în firea pământească. De aceea, o zi ca aceasta, cu un mormânt deschis, cu un sicriu care ascunde de ochii noștri trupul și raba unei tinere de 21 de ani, ar trebui să fie o provocare pentru noi toți, ca să ne schimbăm viețile și, indiferent cât de mare este succesul nostru în lumea de aici, nu contează, nu poate fi comparat cu ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, cu ceea ce Dumnezeu ne-a promis și a zis Iisus Hristos ucenicilor, valabil și pentru noi: mă duc să vă pregătesc un loc, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragii mei, Hristos nu ne-a promis un cont din univers, în infinitatea universului, un loc unde să stăm și să ne vedem de treabă. Nu! El ne-a promis un loc unde este El, unde sunt eu, să fie și slujitorul meu. De aceea, în această zi, chemarea Evangheliei, strigătul Duhului Sfânt, este pocăință, întoarcere, chemare, schimbarea priorităților. Foarte mulți dintre noi, nu vorbesc de noastră, pentru că îmi place să fie inclusiv, nu avem priorități corecte. Dăm lui Dumnezeu numai mărunțișurile, numai frânturi de timp, numai frânturi de închinare. Ne rugăm la ușă în grabă, ne rugăm când apucăm și nu avem sistematizat sau întipărit în mintea noastră un tipar de slujirea lui Hristos, o punere noastră la dispoziția Lui. Și aș vrea ca tinerii să facă mai mult ca noi. Noi am făcut cât am putut sau cât ne-am imaginat noi că trebuie, dar să faceți mai mult, să vă aprofundați mai mult în legea lui Dumnezeu, să vă aprofundați mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, să-L credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că Dumnezeu ce a spus, El duce la îndeplinire. Aș vrea să vă încredințez în mâna Domnului pe toți cei care sunteți familia. Știu că sunteți triști și eu am fost trist când am trecut prin situații de felul acesta, pentru că ăsta este omul. Ar fi o insultă ca să fii happy, în cel puțin în gândirea românească, când treci prin astfel de situații. Ești întristat, te doare, dar depășești faza aceasta, depășești cadrul acesta și îți atintești privirea în Hristos. Nu uitați,
pentru mântuirea noastră Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos, Fiul Său. A murit Hristos ca noi să trăim. A murit Hristos și nu l-a putut ține moartea. Și a înviat Hristos și este viu în veci vecelor. Și Pavel spune, dacă Hristos a înviat, atunci vom învia și noi. Și noi suntem siguri de lucrul acesta. Însă vrem să înviem pentru viață, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Și să putem să ne bucurăm împreună într-o împărăție, unde, repet, este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Dar mai este în împărăția asta ceva. Apostolul Ioan spune în Ioan 17, rugăciunea Domnului, mă rog, Tată, ca ei să fie una. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Dumnezeu ne va pune la dispoziție șansa să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne va trebui mai mult de o veșnicie pentru ca să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Noi, niște făpturi finite, evident, în altă dimensiune acolo, nu intru în amănunte. Doresc, deci, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să atingă inimile noastre. Toți avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de pocăință. Nu suntem unii mai grosavi ca alții. Parcă avem același spirit și ne ducem în aceeași direcție. Mereu alergăm de dimineața până seara. Nu mai avem odihnă, nu mai avem liniște. Rugăciunile noastre sunt în fugă. Scriptura este citită doar așa fragmentar. Și în loc să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, tot amânăm. Și vine zi în care moartea ne caută și ne bate la ușă. Și atunci regrete pentru că n-am lucrat când am putut. Și n-am fost la dispoziția Domnului cât am putut. Dumnezeu să ne întărească, să ne înțelepțească și să ne ajute să facem voia Lui și să rămânem în voia Lui până când va veni El. Va veni curând sau mai târziu, e treaba Lui. Va veni însă cu siguranță și își va lua biserica care este a Lui, proprietatea Lui, pe care a câștigat-o cu sângele Lui și o va duce în slava și gloria eternă. Repet, spunea Mântuitorul, unde sunt eu să fiți și voi? Și lucrul acesta este absolut extraordinar. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Stimată familie dumneavoastră, stimată biserică, aș vrea să vă spun că în această zi, călătoria Torea Talia, la 21 de ani s-a încheiat. Sunt câteva clipe și câteva momente care vom mai fi împreună pe pământul acesta. Călătoria noastră continuă și va continua, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin. Dar aș vrea să încurajez familia Clemente și aș vrea să încurajez biserica. Trăim cu nădejdea revederii. Trăim cu speranța că într-o zi vom fi acolo unde Iisus Hristos Mântuitorul s-a dus să ne pregătească locul. Și trăim cu nădejdea că vom fi pentru totdeauna împreună. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Invit pe fratele Dragoș Blându să vină aici și să lase o rugăciune și să mulțumească lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim alături de familia aceasta înduliată. Dumnezeu va binecuvânta pe toți să fiți alături de Biserica Agape care a trecut prin această încercare. Și vrem ca în toate, indiferent de necazuri, indiferent de probleme, indiferent de greutăți, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și mai presus de toate, să așteptăm ca Domnul nostru Iisus Hristos să vină și cu toții să fim gata. Doamne, ajută-ne! Amin! Prin fratele Dragoș Blându, înălțăm rugăciune. Tatăl nostru, singurul Dumnezeu, marele Dumnezeu și adevăratul Dumnezeu, binecuvântat să fim veci. Amin. Acela care ne-ai dăruit un timp, Doamne, în lumea aceasta, pe pământ, și ai coborât din slavă, Doamne, ca să aduci la înfăptuire dreptatea Ta și adevărul Tău. Dreptatea Ta cerea moarte pentru păcat și noi eram sortiți morții veșnice, dar L-ai trimis pe Fiul Tău,
care a fost pedepsit, Doamne, pentru noi, în locul nostru, ca noi să avem viață veșnică. Doamne, dă ne putere să ne pregătim să fim gata pentru acea zi. Ne-ai dat timpul acesta cât trăim pe pământul acesta. Ajută-ne să-l administrăm cu folos, ca Tu să fii proslăvit în viața noastră. Amin. Te rugăm, Doamne, mângâie familia îndoliată. Amin, Doamne. Acești copii, Doamne, frați, surori ai lui Atalia, sora Simona, fratele Mircea, Doamne, numai Tu să-i poți, îi poți mângâia, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-le putere ca să mai poată crește și acești copii. Doamne, să aibă nădejdea că într-o zi se vor întâlni cu Atalia. Doamne, dă-ne și nouă putere și îți mulțumim pentru aceasta. Că noi trăim prin puterea Ta, noi nu ne putem ține. Tu ne ții, în Tine avem viața, ființă și mișcarea. Și când hotărăști Tu, noi plecăm de aici, Doamne. Dar ajută-ne să ne pregătim pentru acest loc. Nu-i problema că plecăm, e problema că unde ne ducem, Doamne? Vrem să ne întâlnim cu Tine. Fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu în marea și glorioasă Ta împărăție. Ajută-ne pe toți, Doamne, că rămâi cu noi, Doamne, până atunci să facem voia Ta, să lucrăm împreună cu Tine, să fim lucrători, să Te slujim pe Tine și să Te așteptăm pe Tine. Binecuvântăm numele Tău și ne încredințăm pe toți în mâinile Tale, care ne pot ajuta, mărit să fie numele Tău, Tată. În numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru cuvintele care ne le-ai dat și ajută-ne să ne folosească pentru pregătire, pentru mântuire. Amin. Încă o dată, în numele familiei Clemente, vă mulțumim pentru că ați fost alături de ei și în numele Bisericii Agape, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cântăm o cântare spre slava Domnului în timpul acesta. Familia Șbaro a rămas bun de la Atalia și Domnul să mângâie și să îmbărbăteze familia Clemente. Toți cei ce sunteți musafiri, inclusiv familia Clemente, veniți la biserică la masă. Vă așteptăm, este masă pregătită, să nu plecați în călătorie sau spre casă. Plământ. Cazul voi uita, pe
Cântăm o cântare la revedere, dacă o știm. Thank you.
Mulțumesc!